Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la un nou videoclip! Dragii mei, astăzi vreau să vă invit la o etalare interactivă cu 5 variante. O etalare în care vreau dumneavoastră să vă gândiți la o persoană specială din viața voastră. Poate să fie o persoană din familia voastră, poate să fie o persoană pe care dumneavoastră o iubiți, poate să fie un membru din familie, da? Deci poate să fie oricine, dragii mei. Eu vreau să răspund la întrebarea, îi lipsesc acestei persoane? Atât, îi lipsesc acestei persoane și de ce? De ce îi lipsesc, de ce nu îi lipsesc? 5 variante, până una alta, dumneavoastră gândiți-vă la un număr și alegeți-vă o variantă. Dacă sunt mai multe persoane, evident, puteți să vă alegeți mai multe variante. Vreau să vă spun că nu am timp, dragii mei, ca eu să pun timpul pentru fiecare variantă în parte. Eu vreau să vin la dumneavoastră să vă prezint videoclipul. Au fost niște comentarii intense la unul dintre videoclipuri. Am decis să le șterg. Vreau să le las. Am decis să le șterg. Eu pot să răspund foarte dur. Deci, cineva mi-a zis că sunt obraznică. Îmi pare rău, așa sunt eu. Acesta este canalul meu, așa îl gestionez și mie îmi place să fac aceste etalări. Mi-a reproșat femeia aceea, așa pare după nume, Carmen și nu mai știu cum, că vezi, Doamne, eu fac aceste etalări pentru bani. Corect. Și există o problemă în viața dumneavoastră cu acest lucru? Nu. Deci eu fac aceste etalări vis-a-vis de situațiile care sunt curente, cotidiene, vis-a-vis de preocupările dumneavoastră în scopul de a vă ajuta dumneavoastră prin abonați, prin faptul că dați like, mă ajutați foarte mult. De asemenea, nu uitați de pagina mea de Facebook, dacă sunteți drăguți să intrați, puteți să mă găsiți sub același nume și acolo. Bun, dragii mei, 5 variante. Îi este dor de mine, îi lipsesc, cu alte cuvinte. Gândiți-vă la această persoană, 5 variante. Haideți să vedem dacă cărțile, ok, 2 cărți pentru fiecare variantă, aici chiar au sărit 2. Două cărți pentru fiecare variantă, vă rog, pentru telespectatori. Etalare de fiecare dată când dumneavoastră vedeți acest videoclip, ok? Două cărți. Este valabilă în ziua în care dumneavoastră vedeți acest videoclip, da? Două cărți pentru fiecare variantă. Haideți să vedem a patra variantă, două cărți. Deci dumneavoastră vă gândiți la această persoană, două cărți pentru a patra variantă și încă o carte pentru a cincea variantă. Îi lipsesc, ok, o carte pentru a cincea variantă. Vom începe simplu cu varianta 1. Dragii mei, da, îi lipsiți foarte mult. Una dintre persoane s-ar putea fie să fie căsătorită, să fie într-o altă relație, pentru că aici văd o relație triunghiulară, o relație în care sunt copii implicați, dar își dorește să fie cu dumneavoastră. Este o relație pasională, o relație în care există romantism foarte mult. Puteți fi dumneavoastră căsătoriți cu persoana respectivă, dar cineva aici este căsătorit. Totuși, cred că există mai degrabă o relație triunghiulară. Vă știți voi mai bine situația. Haideți să vedem ce îi lipsește, de ce îi este dor, de ce vă duce lipsa în acest moment această persoană. De ce? Pentru că, ce v-am spus, îl atrageți sau o atrageți foarte, foarte mult. Aici simt energia feminină extrem de atrăgătoare. Vedeți cât de frumoasă este această poză. Deci atrageți foarte mult din punct de vedere pasional, intim, romantic această persoană. Ce nu-i place la această
eu știu, la această conexiune, chimia dintre voi, ce nu-i place? Nu-i place că sunteți extrem de pasionale, extrem de frumoasă, dacă sunteți femeie. Dacă sunteți bărbați și v-ați ales varianta 1, nu vă place că această femeie este extrem de sexy, extrem de atrăgătoare, există gelozie foarte mare, această persoană este geloasă, energia masculină, haideți să ne referim la așa, energia masculină este extrem de geloasă pe frumusețea energiei feminine, da? Nu-i place. Deci este foarte geloasă această persoană. Dragii mei, aceasta a fost etalarea 1. Vom trece la cei care au ales varianta a doua. Îi lipsiți sau nu acestei persoane? Da, îi lipsiți. Este o persoană care este încăpățânată, a decis să plece din viața dumneavoastră pentru a-și face de cap, pentru a se distra. În unele cazuri există o relație triunghiulară, a fost implicat această persoană în relația cu voi pentru, la început, a fost luată această relație ca o distracție, după care a devenit din ce în ce mai serioasă, ca o distracție, ca o aventură. Persoana aceasta s-a simțit foarte bine cu dumneavoastră, dar este extrem de încăpățânată. Uneori există o relație de căsătorie sau sunteți în relație cu șeful, șefa dumneavoastră. Da? Mai poate să însemne acest lucru. Haideți să vedem de ce este această persoană, de ce îi lipsiți, de ce îi lipsiți. Haideți să vedem, dragii mei, pentru varianta a doua, îi lipsiți pentru că vă vede ca un copil. Vedeți acest pui de aici, care iese din acest ou, simte energia dumneavoastră mult mai copilăroasă decât a sa. Există o diferență de vârstă între dumneavoastră și această persoană. Vă vede ca o persoană optimistă, plină de farmec, vulnerabilă. Este atrasă această persoană de vulnerabilitatea dumneavoastră. Ce nu îi place la această conexiune sau ce deranjează această persoană vis-a-vis de voi, da? În această conexiune, faptul că dumneavoastră vă faceți planuri de viitor cu el sau ea, ori acestea nu pot fi luate în calcul pentru moment. Dragii mei, aceasta este varianta a doua. Varianta a treia, îi este dor de dumneavoastră, da sau nu, îi lipsiți? Da și nu, se gândește foarte mult la dumneavoastră, dar vă vede rece, vă vede distantă în această perioadă. Vă vede foarte concentrată asupra propriei persoane, mai degrabă decât asupra construcției și căderii de comun acord cu această persoană. Energia feminină în acest moment nu vrea să mai depună eforturile vis-a-vis de această persoană, fapt care face în așa fel încât persoana la care voi vă gândiți o paralizează, da? O face să nu acționeze, dar vă simte foarte mult lipsa, da? Dar pe de o parte, de ce am spus nu? Pentru că nu îi place că nu construiți împreună. Îi se pare că eforturile sale sunt mult mai mari decât ale dumneavoastră, pe când lucrurile nu stau așa. Dumneavoastră sunteți evoluați. Dacă privim cu atenție acești doi stâlpi, această energie feminină are acest stâlp foarte bine înfipt, pe când energia masculină acum se chinuie să ajungă la această energie feminină. Bun, această energie masculină vede invers, da? Spune, eu am depus eforturi, eu de fiecare dată te-am căutat și așa mai departe, iar tu ai răspuns cererii mele. Haideți să vedem de ce îi este dor de dumneavoastră, ce lipsă are, da? De ce vă duce lipsa, de ce îi lipsiți? Pentru că știți
cum să îl sau o iubiți. L-ați învățat acest lucru și ați învățat această persoană să se aprecieze, să se iubească pe sine, iar acest lucru l-a făcut sau a făcut-o să se ridice, să evolueze, să progreseze. Foarte frumos. Ce nu-i place? Ce nu-i place la această conexiune? Ce o sau îl deranjează vis-a-vis de voi, în raport cu voi? Da? Haideți să vedem. Iubirea. Iubirea, faptul că vă iubește, este enervat de acest fapt. Această persoană este enervată de faptul că vă iubește. E extraordinar. Hai că e culmea. Este nervoasă de faptul că vă iubește. Se uită la dumneavoastră, dar vedeți, vă vede extrem de încrezătoare. Aici simt o energie masculină care este nervoasă pe energia feminină, că este extrem de încrezătoare și poate să se iubească, să autodepășească orice momente de tristețe, să autodepășească momentele în care nu sunt împreună, pe când această energie masculină mereu se uită către energia feminină. Vedeți, energia feminină are mereu capul îndreptat în altă parte, pe când energia masculină urmărește și o urmărește. E înnebunit după dumneavoastră, ce să vă spun. Aceasta a fost etalarea a treia, etalarea a patra. Este dor de dumneavoastră, îi lipsiți în acest moment în care voi vedeți acest videoclip, da, și vrea să se facă dreptate în această separare, da, hotărât, sunteți o persoană care i-ați adus optimismul, care i-ați adus echilibru și caută acest echilibru și siguranță, în securitate, în dumneavoastră. Haideți să vedem de ce îi lipsiți acestei persoane și totuși sunteți despărțiți, pentru că i-ați creat această stabilitate, ce v-am zis. S-ar putea ca să fi fost căsătoriți și să fi divorțat sau cineva, are legătură cu actele, are legătură cu exprimarea sentimentelor, pentru că ați avut, îi lipsește casa, îi lipsește siguranța, ce v-am zis, îi lipsește acest lucru, s-ar putea să fi divorțat unii dintre dumneavoastră și să-i lipsească această casă și această siguranță, intuiția dumneavoastră. Ce nu-i place acestei persoane? Nu-i place pentru că acum dumneavoastră sunteți independent, independentă și nu vă mai interesează ceea ce vă spune, nu vă mai interesează sfaturile sale și lucrul acesta deranjează enorm această persoană în acest moment. Varianta a cincea, îi lipsiți, da sau nu? Este dor de dumneavoastră, da sau nu? De ce? Această persoană a trebuit să plece. Energia feminină, o vedeți foarte clar, a suferit foarte mult după plecarea acestei energii masculine. Dar energia masculină rămâne extraordinar de arogantă, încăpățânată, îngânfată. O persoană care are impresia că îi se cuvine totul, a avut motive întemeiate după, da, această persoană, să zic, pentru a pleca. Deci după energia masculină, după mintea sa, a trebuit să plece pentru că așa trebuia. Poate au fost lucruri care nu au depins de el în acel moment, dar a trebuit să plece. Crede în fidelitatea dumneavoastră, crede în dragostea dumneavoastră, crede în sentimentele foarte mult pe care voi le oferiți. Haideți să vedem ce îi lipsește, de ce îi lipsiți, Doamne? De ce îi lipsiți?
pentru că sunteți mereu răbdător sau răbdătoare cu el sau ea, pentru că îl așteptați mereu. Simt energia aceasta feminină care așteaptă energia masculină mereu și această energie masculină se întoarce. Problema este că o văd că se întoarce doar când vrea ea, da? Haideți să vedem ce nu-i convine la această relație, la această conexiune. Ce nu-i convine acestei persoane? Nu-i convine frumusețea dumneavoastră? Este geloasă această persoană pe frumusețea dumneavoastră? Nu-i convine că sunteți o persoană minunată? Nu-i convine lucrurile acestea? Da? Nu-i se pare echitabilă, da? Frumusețea dumneavoastră vis-a-vis de a sa? Optimismul dumneavoastră, frumusețea interioară, intuiția dumneavoastră, aveți o intuiție extraordinară, dar aici există o a treia persoană, există o relație triunghiulară, vedeți clar acest șarpe, această energie feminină este implicată într-o relație triunghiulară cu această energie masculină. S-ar putea ca din cauza aceasta să fie un du-te vino, deși energia masculină este foarte, foarte atrasă de această energie feminină, de frumusețea acestei energii feminine, de sinceritatea atunci când vrea. Și nu întotdeauna aceste energii feminine, în sensul că nu ca această energie feminină minte, dar această energie feminină are un pic o doză de a ușoară de a manipula, nu de a minți, atenție, de a manipula, de a duce această energie masculină acolo unde vrea ea să ajungă și ușor, ușor energia masculină intră în acest joc, deși este extrem de arogantă, extrem de încăpățânată, dar energia feminină are maniera sa ușoară, încet, emană energie, emană vibrațiile necesare pentru a o atrage și se întoarce de fiecare dată. Dragii mei, aceasta a fost etalarea pe care v-am propus-o. Sper să fi găsit elemente interesante. Mulțumesc tuturor pentru vizualizări, mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Dacă cineva este bun să pună acest timp la fiecare variantă în parte, ar ajuta pe toată lumea. Credeți-mă, eu nu am timpul necesar. Cu mare drag l-aș pune, dar chiar nu am timpul necesar. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru vizualizări. Vă doresc tot binele din lume și sper să ne revedem cu bine la noi etalări la fel de interesante. La revedere!